Vă salut pe toți prieteni! Ca de obicei, voi încerca, așa cât mai pe scurt, să vă prezint adversarul pe care îl întâlnește FCSB în Europa League. Astăzi vorbim de PAOK Salonic Meciul PAOK-FCSB, știm toți, va fi joi seară la ora 22 în Grecia, pe stadionul Tumba. PAOC este un club care în aprilie anul viitor va împlini 99 de ani. Tocmai de aceea am să vă prezint succint, dar un pic mai mult decât am făcut-o cu primul adversar din Letonia, câteva date, evenimente istorice interesante despre acest club de mare tradiție din Grecia. Cea mai bună perioadă a lui Paoc a fost în anii 70. A câștigat primul titlu în 1976, două cupe în 1972 și 1974 și a disputat șapte finale de cupă în acea perioadă de 10 ani. În ediția 73-74 a fost în sferturi de final în Cupa UEFA, trecuse de Legia Varșovia și Olympique Lyon în 1976-1977, a fost în optimi în Cupa Cupelor, unde a fost eliminată de puternica și atunci Dinamo Kiev. În 9 martie 1980, în etapa 24 -a de campionat, Pauk pierdea acasă 2-0 cu Panathinaikos și suferea prima înfrângere după o serie de 62 de meciuri, perioadă în care obținuse 52 de victorii și 10 rezultate de egalitate. În 31 mai 1981, Pauk îl pierdea pe managerul Laurent Ghula, care a suferit un infarct în minutul 16 al partidei cu Olympiacos. Jucătorii au aflat la pauză că managerul lor a murit în drumul spre spital. Au vrut să-i dedice Cupa Greciei, însă, din nefericire, au pierdut -o în fața lui Olympiacos cu trei. Un memorabil meci, Paok a jucat împotriva lui Bar München în turul 2 al FIFA în 1983 au pierdut abia după lovituri de departajare cu 9 8. Klaus Augenthaler ratase de două ori în fața portarului Mladen Furtula, însă arbitrul un englez a decis de fiecare dată ca lovitura să se repete. Într-un interviu acordat după aceea, mult după acel moment, în 2018 chiar, Augenthaler a recunoscut că arbitrul a greșit și că a ajutat-o clar pe bar München. În 1988, în Cupa UEFA a întâlnit-o pe Napoli, la care jucau Maradona, Careca și Alemau. Italienii s-au calificat după un 2 la 1 scor general. După meciul din Grecia, Maradona, la postul public de televiziune Rai 1, spunea că nu a întâlnit în viața lui o atmosferă precum cea de la Salonic, atât de ostilă. În 1990 a fost eliminat în primul tur de Sevilla, după lovituri de departajare la capătul a două meciuri fără gol marcat. În octombrie 1992, meciul cu Paris Saint-Germain a fost întrerupt definitiv din cauza violențelor din tribune. Paoc a fost exclusă din cupele europene timp de 2 ani. Ulterior, sentința a fost redusă la un sezon. În 1996 a avut o perioadă dificilă, era să se retrogradeze pentru prima dată în istorie, însă a reușit să se salveze în ultima rundă. După 5 ani de asență în Europa, în mai 1997 a revenit cu o calificare uriașă în fața lui Arsenal Londra, 2-1, scor general. Pe 4 octombrie 1999, după un accident al unui autobuz în care se aflau suporteri, șase dintre aceștia au murit. E vorba de Chiriacos Lazaridis, Cristina Țiova, Anastasios Temelis, Caralambos Zapunidis, Georgios Ganațios și Dimitris Andriadakis. Se întorceau după deplasarea la Panathinaikos 1 la 1 scorul. O ceremonie de comemorare acestora acestor are loc în fiecare an. Am insistat pe acest moment pentru că e posibil ca această ceremonie să aibă loc chiar pe stadion înaintea meciului cu FCSV, care este programat o zi mai devreme decât tragicul eveniment. Pentru ediția 2012-2013 la PAOC a ajuns antenor Laslo Bölöni. A calificat echipa până în play-off Europa League cu Bölöni pe bancă. Pe 30 noiembrie 2011, PAOC a reușit o victorie fantastică la Londra în deplasare așadar cu Tottenham și se califica în turul preliminari. Bologna a antrenat PAOC din 8 iunie 2011 până în 25 mai 2012. A stat pe bancă 51 de meciuri, din care a câștigat 24. În august 2012, rusul Ivan Savidis a devenit conducător la PAOC după ce a depozitat 9 milioane de euro în conturile clubului. În 2015 l-a cumpărat pe bulgarul Berbatov și reușea o mare surpriză în Europa, o victorie în deplasare la Dortmund 1-0. la în 2017, în play-off cu Panathinaikos, meciul a fost oprit în minutul 54 după ce antenorul sârb, Ivici, a fost lovit cu o cutie de bere aruncată din tribune și a fost nevoie de îngrijiri medicale ulterior să fie transportat la spital. Cei de la Panathinaikos l-au acuzat pe antenorul sârb că ar fi exagerat. Atunci a câștigat Paok la masa verde, dar a terminat în campionat pe locul 4. Pe 11 august 2017, la Paok a ajuns Răzvan Lucescu, primul lui mandat. În 25 februarie 2018, când PAOC era pe primul loc cu două puncte peste AEC, în play-off, meciul cu Olimpiacos a fost întrerupt după ce antenorul Olimpiacos, Oscar Garcia, a fost lovit și el cu un obiect aruncat din tribune, mai exact de o rolă de hârtie. Acel meci nu a mai fost reluat vreodată. A venit rândul celor de la PAOC să acuze că adversarii au exagerat. De altfel, un raport medical uh, susținea că antenorul Olimpiacos ar fi putut continua uh, meciul. Să stea chiar pe bancă, pentru că nu a fost o accidentare gravă. Însă, și cei de la Olimpiacos au spus că medicul care a dat verdictul a fost angajat la Academie la uh, PAOC, la juniori. Așa că, până la urmă, nu s-a mai jucat partida. Olimpiacos a câștigat 3 la 0. În continuarea acelui sezon, atenție, la meciul cu AEC, lui PAOC a fost anulat un gol într-un mod incredibil, gol care ar fi făcut o campionă. Centralul a ridicat a indicat centrul terenului, asistentul nu a ridicat fanionul, însă după multe secunde, în jur de 20 de secunde, asistentul Pontichi și-a schimbat decizia. Atunci proprietarul lui Paox Savidis a intrat pe gazon alături de gărzile de corp și de Luboț Michel, fostul mare arbitru, care atunci era în conducerea clubului. Inițial le-a spus jucătorul să iasă de pe teren. După un minut, aceștia au revenit, dar Savidis i-a amenințat pe arbitrii cu pistolul scos din teacă pe teren, precum în filme, și atunci meciul a fost definitiv suspendat. Savidis a încercat să intre și peste arbitri la vestiare, dar nu a reușit din fericire. După acel incident, guvernul din Grecia a întrerupt campionatul. Antenorul lui AEC, Manolo Jimenez, a recunoscut că echipa lui ar fi vrut să continue, dar președintele i-a oprit. Savidis a primit interdicție pe stadioane timp de trei ani, iar lui Paoc i-au fost luate trei puncte în acel sezon și două penalizare în următoarea ediție. După aceste scandaluri, de aceea Răzvan spune mereu că el de fapt a câștigat trei titluri, nu două S-a simțit furat în acel moment Ediția 2018-2019 a fost cea mai bună din istorie Răzvan Lucescu a câștigat campionatul fără să piardă vreun meci. A câștigat 26 din totalul de 30 Cea mai mare performanță din istoria campionatului grecei Neînvins a mai câștigat și Panathinaikos în 1964, dar cu mai puține victorii Paoc a fost atunci singura campioană neînvinsă în toată Europa. În 2022 a ajuns în sferturi de finală Conference League, unde a fost terminată de Marseille, iar ediția trecută a repetat performanța. Cam aceasta este pe scurt istoria celor aproape 99 de ani. Paoc este un club extrem de puternic, dar cu toate acestea la performanță este pe locul 4 după cluburile AEC Olympiacos și Panathinaikos PCSB merge la Saronic după două victorii la rând după un joc din ce în ce mai uh, solid campioana României a bătut uh, campioana Letoniei, Riga cu 4 la 1 și în deplasare PSV și 1-0 de partea cealaltă Paoc ne primește după două înfrângeri la rând. A cedat 3-1 la Istanbul cu Galatasaray, dar după un joc bun, cu multe ratări și apoi a cedat acasă în derbiu local 1-0 cu Aris după eșecul de duminică, Răzvan Lucescu a spus însă că echipa a jucat bine și că ia tot ce a fost negativ cu Aris pentru a crea pozitivitate în următoarele partide. Paoc a ajuns în ediția trecută în sferturi de finală, spuneam în Conference League, în turul preliminar a câștigat în deplasare cu Beitar 4 la 1, a spulverat acasă pe Tumba pe Hai Duc Split cu 3 la 0. A câștigat grupa din care a făcut parte și finalista europeană Eintracht, un an înainte și Aberdeen și Helsinki. În deplasare 3-2 cu HGK Helsinki, 3-2 cu Aberdeen, 2-1 cu Eintracht iar acasă 2-1 cu Eintracht, 2-2 cu Aberdeen, 3-2 cu Helsinki. În optime a avut o misiune aproape imposibilă după ceea ce a dat la Zagreb cu Dinamo 2-0, a câștigat acasă 5-1. A fost terminată în sferturi de Fece-Bruj, în Belgia, a pierdut 1-0, acasă 2-0. În actuala ediție, PAOC a jucat șapte meciuri, din care a câștigat cinci. În calificări pentru Champions League, a disputat două duble manșe. A câștigat acasă 3-2 cu Boras Bania Luca și 1-0 în deplasare. A mers în Suedia, unde a făcut 2-2 la Malmö și uh, părea că are mari șanse de calificare. Nu a fost deloc așa. Chiar a fost, uh, la un moment dat, deși era calificată în 96, nu a reușit să meargă mai departe. A fost egalată la ultima fază a timpului regulamentar și drama sportivă a continuat în prelungiri când Marme a mai marcat un gol, s-a terminat 3 la 4. Astfel că Paok a retrogradat în play ul Europa League, unde a bătut de dor pe Shamrock Rovers, 4-0 acasă, 2-0 în deplasare. În prima etapă din ceea ce UEFA numește grupele Europa League, Paok a pierdut la Istanbul 3 la 1, a marcat tânărul Constantelias, egala în minutul 67. Foarte, foarte interesant următoarea amintire. În 2005, Răzvan Lucescu era antrenor la Rapid și a jucat cu Paoc, la care atunci în echipă era antenorul de acum al FCSB-ului Elias Haralambos. Atunci Răzvan Lucescu își bătea actuala echipă 1-0 prin golul marcat de Marius Măldărășanu și rapid mergea în primăvara europeană. Înaintea jocului de joi, Răzvan Lucescu a susținut o conferință de presă. Iată pe scurt ce a zis antenorul român. Suntem o echipă care vrea mereu să câștige, nu ne plac nici egalurile, nu e o diferență pentru noi că jucăm cu Galata Olimpiaco sau cu Steaua, așa s-a exprimat el. Recunosc faptul că domnul Savidis pune presiune pe mine, să fim cea mai bună echipă, mereu uh, vrea să fim cea mai bună echipă, domnul Savidis. PCSB are jucători foarte talentați, rotațiile jucătorilor este normală în această perioadă și după ce am analizat-o mai bine, constat că avem un adversar puternic. Vreau să câștig fiecare meci, dar dacă mă retrag mâine, o voi face fericit pentru că am câștigat tot ce mi-am dorit. De acum e plăcere. Nimic mai mult. De aceea consider că meciul de joi e un simplu meci de fotbal. Unul normal pe care vreau să-l câștig. Întrebat de uh, colegul meu, de la Fanatic, Marian, uh, Răzvan Lucescu a răspuns. Pentru mine este steaua. Nu știu documente, contracte, nu e treaba mea. Văd însă o continuitate a acelei echipe care aparține tot domnului Becali pentru mine joc cu steaua. În campionatul Greciei s-au disputat șase etape. PAOK a suferit duminică prima înfrângere. A mai făcut și un egal cu Panathinaikos tot acasă 0-0. E pe locul 3 la un punct în spatele lui Aec și la două goluri de Olympiacos. Se joacă pe un stadion vechi, Tumba, construit în 1956 și de voluntari. Inaugurarea a fost în 59 la un amical cu Aec. Foarte mulți miniștri ai guvernului au fost prezenți, mingea a fost aruncată dintr-un avion al armatei. Suporterii lui Pauc au relație de prietenie cu galeria celor de la Partizan Belgrad, dar relații de prietenie au și cu Teseca Moscova și Beşiktaş. Printre cei mai cunoscuți suporteri lui Pauk este și cântărețul celebru și în România, Nikos Vertis. Ca palmares, Pau are patru titluri de campionă, două cu Răzvan Lucescu pe bancă, sfert de final în Cupa Cupelor în 1974, sferturi de final în Conference 2022 și anul trecut. A participat de 51 de ori în Cupele Europene, unde a adunat 241 de meciuri, în care a câștigat 94. Pau e pe locul 49 în clasamentul cluburilor europene, imediat după Fenerbahce și deasupra beijing de la Hen. Câteva comparații, lotul lui Paoc e aproape de trei ori mai valoros E cotată la 93,4 milioane Grecii au un lot 11 internațional, noi avem 8 Vârsta media grecilor este 28,5 ani FCSB 26,7 Aproape cu 2 ani mai tineri sunt ai noștri Paoc are fotbaliști mai valoroși Așadar Constantelia cotat la 17 milioane Cealov la 10 Kotarski și Despotov la 7 la noi cel mai valoros e Olaru, 7 milioane, Târnovanu, locul 2, 3 milioane. În staff la PAOC, alături de Răzvan Lucescu, mai sunt Nicolae Constantin, cunoscutul preparator fizic Mateo Spatafora și psihologul Cristian Fota. Meciul va fi arbitrat de germanul Sasha Stegeman, a citit pe fanatic un rol prezentarea lui, are 39 de ani. A fost amenințat cu moartea după un meci din Bundesliga din 2023, Bochum Dortmund, când nu a acordat o astfel de penalti, a și recunoscut greșeala a fost uh, supravegheat de poliție timp de o lună. A mai condus Dürgarden cu Cusep și 3 la 1, FCSB cu West Ham 0 la 3 și Bosnia-România 1 la 0. La meci în tribună va fi și Gigi Becali, care merge într-o deplasare europeană după 18 ani. Ultima oară s-a aflat la meciul din Anglia cu Middlesbrough. Paok FCSB se joacă joi la ora 22.